Cântec istoric ne aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Cea de-a treia ediție a festivalului Zilele Basarabiei în București nu a lăsat niciun român să uite de semnificația zilei de 27 martie. Și asta fiindcă și-au propus cu orice scop organizația studenților basarabeni din București, care an de an comemorează data istorică din 1918, ziua în care Basarabia s-a unit cu România. Cea de-a 10-a aniversare, care a marcat cei 92 de ani de la unire, a început în piața universității, unde în jur de 200 de studenți și elevi basarabeni și-au dat întâlnire pentru a merge împreună la Mănăstirea Cernica. Cu ce ne-am întâlnit în piața universității, noi alături de reprezentanții organizației studenților basarabeni din București, ne-am urcat în autocară și mergem spre Mănăstirea Cernica, acolo unde vom depune coroane de flori la mormintele membrilor Sfatului Țării. Ajunși la Mănăstirea Cernica, am înaintat spre cimitirul personalităților basarabene pentru a asista la slujba de pomenire oficiată de Părintele Basarabean Paisie. Cei pe care i-am pomenit astăzi, membri ai Sfatului Țării care au înlesnit și au colaborat și au semnat Actul Unirii de la 1918, au răspuns chemării lui Dumnezeu prin semnarea acestui act. Pentru că prin asta au restabilit o dreptate, un adevăr național, un adevăr istoric, și pentru aceste lucruri se cuvine ca să le aducem omagiu. Este o tradiție la noi ca în fiecare an să venim aici și să comemorăm pe cei care au dat dovadă de patriotism și de demnitate. Ei pentru noi sunt un exemplu și de aceea trebuie să le aducem un omagiu în fiecare an, cel puțin la 27 martie. Printre personalitățile care se odihnesc aici se enumere Pantelemon Halipa, Gurie Grosu, Daniel Ciugureanu, Ion Pelivan și primul mitropolit al Basarabiei. Este o plăcere pentru noi să venim aici, să comemorăm membrii Sfatului Țării și o să facem asta de acum încolo, în fiecare an, cât o să fiu în București, sigur o să fiu prezent aici. Noi, prin rândurile de studenți, avem o mare și o datorie să venim de fiecare dată în 27 martie aici, să fim alături, să simțim românești. Șirul acțiunilor culturale dedicate festivalului Zilele Basarabiei au continuat cu un flash mob în piața universității, menit să sensibilizeze opinia publică vis-a-vis de importanța istorică a zilei. Membrii organizației studenților basarabeni din București au legat panglici tricolor trecătorilor, atenționând astfel bucureștenii că unirea Basarabiei cu țara merită să fie considerată sărbătoare națională. Pentru această zi o să vă pun o panglică tricolor aici. Mulțumesc frumos și mă gândesc, oare când vom avea ocazia să ne vedem la Chișinău? Marea majoritate a bucureștenilor nu știu ce se vedea de 27 martie, știu doar data din 1 decembrie, Marea Unirii. Unii sunt speriați, unii ne felicită, deci e frumos ceea ce fac? E perfect! Cum vă pare ceea ce fac tinerii aici în piață? Mă bucur din suflet! Rugămintea mea, să faceți tot timpul așa o activitate. Poate cineva se trezește la realitate. Aniversarea Unirii nu s-a sfârșit aici, fiindcă în seara aceleași zile, toți participanții s-au bucurat de un concert de neuitat, despre care veți afla în continuare.